Îi urez încă o dată bun venit invitatei noastre speciale, invitatei acestei conferințe, pastoriței Gabriela Hazar Basanova. Welcome. Hallelujah! Praise the Lord! Wow. Aleluia, slavă Domnului. I'm so blessed to be here. Sunt atât de bucuroasă să fiu aici. It's my second time. Este, no, third time. Yeah, I mean preaching second time, yeah. But este, visiting third time. A treia oară vă vizitez și a doua oară predic la această conferință. And from the first moment I came here. Și din cel dintâi moment în care am venit aici. I just love your people. M-am îndrăgostit de voi. It's true. Actually, I really from the moment I came, I felt home, really home. Din momentul în care am pășit în acest loc, m-am simțit acasă, cu adevărat acasă. And thank you for the privilege to invite me and be here. I want to tell big thank to Pastor Lydia and Pastor Razvan. Vreau să le spun un mulțumesc mare pentru acest privilegiu de a fi aici, pastorului Răzvan și Lydia. Thank you for your obedience to God. Vă mulțumesc pentru ascultarea voastră față de Dumnezeu, pentru munca voastră. The great work you're doing here. Și pentru truda pe care voi o însămânțați în acest loc. And thank you for your faithfulness. Și vă mulțumesc pentru credincioșia voastră. Amen. Amen. Let's encourage them, please. Haideți să-i încurajăm. Amen. Amen. Praise the Lord. I will start sharing things that are in my heart. Am să încep să vă împărtășesc lucruri care sunt în inima mea. I am excited about the Word of God. Și eu sunt foarte entuziasmată cu privire la cuvântul pe care vi-l voi împărtăși. And I really want to help you to be excited about the word of God. Și vreau să vă ajut și pe dumneavoastră să fiți entuziasmate cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. These days I will sharing and my main verse is Hebrews 4:10. În aceste zile, în aceste două zile vă voi împărtăși cuvântul Domnului pe baza versetului din Evrei 4:10. And let's go there. Și aș vrea să deschidem acolo. Maybe we'll read it. Poate cuvântăm să citim și în limba română. Romana. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Amen. Amen. Those who have come in my rest. Aceia care au intrat în odihna mea. My people will be in my rest. That's our future. That's our destiny. Poporul care accesează odihna mea, acesta este destinul vostru. Nowadays is so important to be and live in the rest of Christ. Este foarte important nu doar să intri, ci să trăiești în odihna lui Hristos. And the world it's speaking more than ever about the stress and what the stress can bring to people. Lumea vorbește tot mai mult despre stresul care este la modă în aceste vremuri. Sickness and so many stuff and troubles. Boli și foarte multe lucruri care sunt consecințe ale stresului. And if the world nowadays understand the meaning how to live without stress. Și dacă lumea ar înțelege că există o viață lipsită de stres, how much more we the believers. Cu cât mai mult am înțelege noi lucrul acesta. The believers who we are supposed to know the word of God and what the word of God is saying about living in his rest. Noi care suntem poporul care cunoaște cuvântul lui, noi poporul chemat să locuiască în odihna lui Dumnezeu. I will go now in Genesis 2nd chapter, 1st and 2nd verse. Acum aș vrea să mergem la Geneza capitolul 2, versetele 1 și 2. And you know it very well, the creating, God was creating the world, the human being.
Cunoașteți contextul, Dumnezeu era în prim proces de a crea lumea, de a-l crea pe om. And we were seeing how God was creating every day something beautiful, and on the sixth day he created the man. Și îl vedem pe Dumnezeu cum în fiecare zi, într-un răstimp de 6 zile, a tot creat lucruri frumoase, în fiecare zi. Iar în a 6-a zi l-a creat pe om. And we know on the 7th he get rest. Iar în cea de-a 7-a zi, el a intrat în odihnă. Do you think he need the rest because he was tired? Chiar credeți că Dumnezeu avea nevoie de odihnă pentru că obosise? No, he get rest because he finished everything. El a intrat în odihnă pentru că everything el terminase totul. Totul era terminat. And when everything was ready, he created the man. Și când totul a fost gata, când toate celelalte lucruri au fost deja create, el l-a făcut pe om. For him to be able to live in the perfect situation, nothing missing, nothing broken. Pentru ca omul să creeze într-un context perfect în care nimic nu era din care nimic nu lipsea și în care nimic nu era frânt. And actually the original plan of the human, of the man that God created was God create him to function in peace, in rest. Planul original al lui Dumnezeu legat de creația omului a fost ca el să locuiască în pace și în odihnă. Free from any anxious worry, liber trouble, de orice anxietate, de orice temeri și de orice încurcături. And that's why also we have a verse Paul is talking in Philippians 4:6. Și avem un verset pe această temă în Filipeni capitolul 4 cu versetul 6. Don't worry for nothing, says nu vă îngrijorați de nimic. Nothing. De nimic. Do you think there is left something? Credeți că nimic mai include ceva? No, sau lipsește ceva de nimic? Nothing. Nimic înseamnă I gave nimic. You everything. V-am dat totul. 1 Peter 5:7. 1 Petru 5 cu versetul 7. He's talking again the worries how to give it to the Lord. Vorbește din nou despre faptul că îngrijorările sunt menite pentru a fi date Domnului. And like you see, it's saying just casting all your care. Și iată ce spune versetul, aruncați pur și simplu îngrijorările asupra Domnului și El vă va purta de grijă. Every care, just El va îngriji de toate nevoile voastre. Amen. Amen. Actually, we can see very clear here that we are created for that to live really in peace. Vedem de aici că noi chiar am fost create și creați ca să locuim în pace. No depression, no stress. Nu în depresie, nu în stres. Do you know what is actually the meaning of worry, depression? Anxiety. Știți care este practic definiția acumulatorie a stresului, a anxietății, a depresiei? This is just negative form of meditation. Reprezintă fiecare dintre ele forme negative de meditație. That's really mean to give your mind to meditate on the wrong stuff. Asta înseamnă să cedezi mintea ta ca ea să zăbuvească asupra lucrurilor greșite, asupra lucrurilor negative. And that's not for us. Și noi nu suntem menite să facem confidence, acest lucru. Faith, peace, that's the really the things we need in our life. Încrederea, credința, pacea sunt virtuți pe care Dumnezeu vrea să le vadă existând în viața noastră. That's our natural zone actually. Aceasta este zona sau ambientul nostru natural. And in one way, if you're all the time living in stress and you're worried, you're really blocking the power of God in your life. Și dacă obișnuiești să trăiești într-un stil de viață stresant și plin de îngrijorare, plin de anxietate, nu faci altceva decât să blochezi manifestarea puterii lui Dumnezeu în viața ta. We are most of the people we are worry all the time even for things that are not in our lives, just we are listening the news or Facebook and we start to worry.
Există o tendință de a ne îngrijora pentru lucruri tot timpul. Dacă nu sunt lucruri în viața noastră, atunci sunt lucruri prezentate la știri, sunt lucruri prezente în viața altor persoane din proximitatea noastră. And I can say boldly, some people get professionals in that area to be all the time in anxiety, worry. Și pot să spun că unii au devenit profesioniști chiar în a experimenta tot felul de temeri, în a experimenta anxietate de tot felul. But you have to know that really blocks God's best in your life. Dar trebuie să înțelegi că asemenea lucruri blochează tot ce a pregătit Dumnezeu mai bun pentru viața ta. Second Peter 1:3. Întâi 2 Petru 1:3. It's talking about again that he gave us everything we need for the life. Ne vorbește din nou faptul că Dumnezeu a pregătit tot și ne-a dat tot ce are legătură cu viața noastră. There is nothing that God can add more. Everything he provided for us. Dumnezeu nici nu mai poate adăuga ceva pentru că El deja a pregătit dinainte tot ce avem noi nevoie. You're not created to suffer. Tu nu ai fost creată să suferi. But you're created to live supernatural life, successful life. Ci ai fost creată să duci o viață supranaturală și o viață marcată de succes. But from the position of God's rest. Dar toate acestea de pe poziția de odihnă în Dumnezeu. Sometimes do you know that it's easier to believe than to not believe? Uneori este mai ușor to believe or not. It's easier to believe than to not believe. Uneori este mai ușor să crezi decât să nu crezi. You will ask why? Și vei pune întrebarea de ce? Because when we don't believe the word of God, it's taking so much effort from our part. De ce? Pentru că atunci când nu crezi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, aceasta necesită din partea ta un efort mult mai mare decât atunci când ai lua cuvântul și l-ai crede. Effort all the time to please people, to prove ourselves. Pentru că atunci depui un efort foarte mare să le faci oamenilor pe plac, să fii mulțumit de tine însuți. And I'm so glad and so happy that we have that verse, that word in Hebrew 4:3 verse. Și sunt atât de bucuroasă că avem acest verset din Evrei capitolul 4 chiar cu versetul 3. We can see the verse 3rd verse. It's saying those who believe they have come in my rest. Those who believe. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă. And then in the 10th verse, it's saying, și apoi cel de-al 10-lea verset spune, those who have come in my rest, cei care au intrat deja în odihna mea, it that mean those who refuse to worry, to be anxious. Este vorba despre cei care refuză să se îngrijoreze, refuză să trăiască în temeri. To be all the time to live with the pain every day on the human effort. Și care refuză să trăiască în dureri de tot felul și bazați pe eforturi personale. Those who believes. Do we have believers here? Avem credincioși aici prezenți în sală? We have believers. Take your position, dear sisters. Dacă suntem credincioase, luați-vă poziția în serios. I give you more scriptures, but that's okay. In Matthew 11:28. În Matei capitolul 11 cu versetul 28. Again we hear, let everybody who is overwhelmed, burn, come to me. Și versetul spune, toți cei care sunt copleșiți, care sunt trudiți, care sunt împovărați, veniți la mine. And he promised, I will give them a rest and I will refresh their souls. Și promisiunea este, eu le voi da o odihnă și le voi înviora sufletul. Here in the 11th verse, we see the word is talking about labor.
În versetul numărul 11 se vorbește despre elementul trudă. And I really want this evening everybody to understand what kind of labor is that. Și aș vrea să înțelegem fiecare despre ce fel de trudă este vorba. Do you think we have to labor to take our healing or to get our financial freedom? Credeți că trebuie să trudim ca să beneficiem de vindecare sau de eliberare financiară? No. That's really not the meaning of that. Nu aceasta este semnificația. Laboring here, using that word in that scripture, it's mean to labor, to start to proclaim the word of God. A munci din punctul de vedere al cuvântului lui Dumnezeu înseamnă a proclama, a lua în stăpânire ceea ce Dumnezeu a pregătit și a promis și a pregătit deja. And when the sickness comes, when you go to the doctor and he told you the bad news or something else happens, some circumstances are coming negative in your life, then you can stand up and really say, I am not in agree with that because that's not the truth for me. That's labor, dear sister. Și când lovește o boală și mergi la doctor și doctorul îți spune un diagnostic, să poți să te ridici și să poți să spui, eu nu primesc așa ceva, pentru că nu aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu despre mine. Aceasta este truda pe care trebuie să ți-o asumi din punctul de vedere biblic. It's labor, it's effort, because it's not easy to see the circumstances or feel the pain and say the opposite of that. It's not easy, but you can do it. Este o muncă, este un efort, pentru că te afli într-o situație dezavantajoasă și nu este ușor să te ridici și să proclami opusul. Amen. Amen. Just when we come in His rest. Însă atunci când intri în odihna Lui, this is just the place you can see the manifestation of God. Doar acolo poți să vezi manifestarea puterii lui Dumnezeu. In John 6:10 verse. În Ioan 6 cu versetul 10. We know very well this story about the fish and bread. Știți foarte bine episodul înmulțirii pâinilor și a peștilor. The multiplication of what Jesus did. The miracle. Minunea înmulțirii. Can we go there? Yes. You're so fast. Praise the Lord. Yes, yeah. John 6:10. We see that in 10 verse Jesus said to his disciples to help him all the people sit down. În versetul 6 cu 10 Iisus le cere ucenicilor să-i dea concursul și să le transmită oamenilor să se așeze. 5,000 people, they were a lot. 5,000 de oameni, erau mulți. And Jesus wants them to sit down. Și Iisus vrea ca toți cei 5,000 de oameni să se așeze, să ia loc pe iarbă. Why do you think he was willing that? De ce credeți că a solicitat un asemenea lucru? Even in one in Amplified Bible, chiar și în versiunea Bibliei Amplificată, the word sit down is recline. Cuvântul a ședea înseamnă a te apleca practic să te așezi. It means relax, really to relax. Și implică relaxare. And if you read further, you will see when the people sit down on the grass, then the miracle happened. Then the manifestation was there. Abia după ce oamenii s-au așezat, adică abia după ce au intrat în odihnă, a intervenit acest miracol al înmulțirii pâinilor și peștilor. Actually, we can say no manifestation if we are not in the right situation, in the right position. Adică nu există o manifestare a supranaturalului dacă nu suntem în poziția potrivită, dorită și desemnată de Dumnezeu. And I can really say boldly that the biggest expression for our faith to God is to be in His rest. Și eu pot să afirm cu îndrăzneală că cea mai mare
cel mai mare răspuns din partea noastră cu privire la miracolul lui Dumnezeu este să intrăm în odihna Lui. Amen. Amen. What we know now, the rest of the Lord is the right place for us. Odihna lui Dumnezeu este cel mai bun loc în care noi ne putem afla. And then, when we are on the right position, proclaiming the right things, saying the truth of the Bible, then He can move and His power can be in action. Când noi ne aflăm în locul potrivit, desemnat de Dumnezeu, proclamând lucrurile potrivite, atunci miracolul poate avea loc. Like I said, we really have to be in that rest and not in stress. And the word of God is talking that to be able for us to be not in stress, we have to trust God. Și cuvântul lui Dumnezeu precizează foarte clar, pentru a nu fi în stres, trebuie să dezvoltăm încredere în Dumnezeu. Trusting God is so important thing. Încrederea în Dumnezeu este un lucru foarte important. Nowadays people they don't trust people. În zilele noastre oamenii și-au pierdut încrederea în alți oameni. Because they were disappointed. We were disappointed so many times and that's why it's difficult for us to trust somebody. Asta pentru că de atâtea ori am fost dezamăgiți de ceilalți oameni, încât ne vine greu să le mai acordăm altor oameni încrederea noastră. Even in family, people cannot trust each other. Chiar și în mediul familial, oamenii nu mai au încredere unul în celălalt. But there is not enough good reason to stop to trust people if you have God in your heart. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta, nu există niciun motiv valid ca să nu încep să ai încredere din nou. I can tell you that the trusting we develop it by experience. Eu cred că încrederea se dezvoltă odată cu trecerea prin anumite experiențe. And with the experience, the knowledge is coming. You experience things and you start to know more and more about life. Și cu cât experimentezi mai multe lucruri, cu atât cunoașterea ta se îmbogățește. And of course, if you experience more God, you will know better and better Him and His character. La fel stă și cu Dumnezeu. Dacă îl experimentezi pe Dumnezeu, ajungi să-L cunoști din ce în ce mai bine. And the knowledge definitely brings you success. Iar cunoașterea îți aduce succesul. Do you know that we are talking about truth? One truth is coming real for us when we start to live it. Un adevăr devine pentru noi relevant atunci când ajungem să îl trăim. Actually the truth you know and you live make you free, not just the truth you have in your head. Cuvântul pe care îl cunoști și îl experimentezi este cuvântul care cu adevărat te poate elibera, nu doar cuvântul care este la o cunoaștere mentală. And we can say that God starts every healing with His word. Și așa începe fiecare vindecare prin cuvântul Lui. Doesn't matter spiritual, physical, financial, family, social, whatsoever. Indiferent de natura acelei minuni, fie că always start with His word. Fie că este vorba despre o minune fizică, fie că este vorba de o minune financiară sau socială, de orice natură, fiecare vindecare și minune începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Sometimes we are fear to hear the truth. Uneori ne este teamă să auzim adevărul. But I really believe that sometimes we need to have frontal impact with the truth. Dar eu cred că uneori trebuie să avem așa un impact frontal cu adevărul pentru a putea să-L înțelegem pe Dumnezeu cu adevărat. Very often we have fighting with brothers and sisters, but we need to see the truth and have this frontal impact. Uneori avem neînțelegeri cu frații și cu surorile noastre, dar ar trebui să cunoaștem adevărul și adevărul ne dă capacitatea să înțelegem exact cum stau lucrurile.
Do you know that sometimes from in the pain from the truth there is a power for you to stand up and continue your way? Știi că uneori există o durere produsă de adevăr, dar din acea durere se naște poziția ta sau abilitatea ta de a sta în picioare și de a birui totul. To get rid from the bondage, from the stress, for every bad thing in this world the devil wants to give you. Și vei putea să ai acea biruință asupra oricărei bătălii și a oricărui stres pe care această lume în care trăiește le aruncă înspre tine. Very often we think we will endure the thing, I can do it, I can continue and start to be not ourselves. De multe ori abordăm această atitudine. Ei, pot să merg mai departe, pot să îndur ce mi se întâmplă și începem să nu mai fim noi înșine. But in all this fake stuff, pretensions, there is no power. Dar în toate aceste atitudini pretinse, în toată această fațadă, nu există putere reală. No value. Și nu există valoare. You don't need to be somebody else. Tu nu trebuie să pari altcineva. You need to be just yourself. Tot ceea ce trebuie este să fii tu însăți. Nobody can be so successful like you can be. Pentru că nimeni nu poate să fie în dreptul tău mai plin de succes decât ești tu însuți. Like successful like him, everybody can be himself. Nobody can imitate you. So well. Numai tu poți să fii în proximitatea ta, în mediul tău, plin de succes așa cum este el, să ai succesul lui. Nimeni în locul tău nu și-ar putea asuma succesul lui Hristos în mediul tău. The real truth for you is that God has put dreams in your heart. Adevărul cu privire la tine este faptul că Dumnezeu a așezat vise în inima ta. And very often we can say this dream they can look so unreachable. Și de multe ori aceste vise par de neatins. But do you know what God is doing with us actually? Dar știți ce face Dumnezeu cu noi? He took one piece from his dreams and put it in your heart. El practic a luat vise din inima lui și le-a pus în inima ta. Then he took another piece from his heart of dreams and put it in another person. Și apoi ia alte vise din inima lui și le pune în inima altei persoane. And very often, like I said, they can look without sense. Și deseori aceste vise nu par să aibă sens. Impossible to happen. Și par imposibile de a fi realizate. But one thing I know, if they're from God, God will make a way. Dar un lucru știu, dacă visele tale sunt de la Dumnezeu, va exista o cale de realizare a lor. And very important thing tonight I'm talking very so many important stuff. Another important thing you have to know. Un alt lucru foarte important pe care trebuie să îl conștientizezi. God will never give you more than you can endure. Dumnezeu nu ți va încredința mai mult decât poți să duci. I had a period in my life I was almost fighting with God. Am traversat o perioadă în viața mea în care pur și simplu exactly m-am luptat cu Dumnezeu. Verse. Și am zăbovit asupra acestui verset. I was going through a difficult situation. It was so difficult for me and I was just talking to God. Traversam o situație foarte dificilă și eram de vorbă cu Dumnezeu. I was just praying, Lord. I know this verse. You told me you will not give me more than I can endure. Și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, eu știu bine versetul acesta, tu nu poți să-mi dai mie mai mult decât pot să îndur. But we are so many children. Maybe you have made mistake. I can't anymore. Maybe it's for somebody else. Dar tu ai atâția copii, poate versetul acesta este pentru alți copii ai tăi și nu este pentru mine. And they start to I start to read the Bible really very careful and I saw my who am I in Christ.
Și apoi am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu cu mai mare atenție și am început să înțeleg mai bine cine sunt eu în Hristos. And that make me to believe if God says something, it's really that. Și atunci s-a dezvoltat în mine această încredere, dacă Dumnezeu spune ceva, atunci așa stau lucrurile. Because we can do everything because in him we have the abilities to do things in life. Pentru că în El noi avem abilitatea de a rezolva lucrurile cu care ne confruntăm. How do you think we have this ability? Dar de unde avem noi această abilitate? God take from his super. Dumnezeu ia din puterea lui supranaturală, deci ia superul lui to our nature, și adaugă superul lui la natura noastră. And what's happened? Și ce se întâmplă? Supernatural. Viața noastră devine supranaturală. That's the way we can live, sisters. Și asta trebuie noi să credem. There is no impossible situation for any here in this place. Nu există pe pământul acesta vreo situație imposibilă pentru Dumnezeu. The God we believe in more big than everything in this life you can meet. Dumnezeul care este în noi este mai mare decât orice situație cu care noi ne confruntăm. We have to really take all borders from our mind and heart. Trebuie să înlăturăm toate limitările din mintea noastră și din inima noastră. Because we really believe in unlimited God. Pentru că noi credem într-un Dumnezeu nelimitat. People can limit you. Oamenii vă pot limita. But God never. Dar Dumnezeu nu o face niciodată. And I can say something, never allow somebody to make your world, your picture in life. Și aș vrea să spun ceva, nu îi permite nimănui să-ți facă imaginea ta cu privire la viață mai mică decât trebuie. Because if you trust somebody to make the picture of how you have to live, always that person will make it tiny. Pentru că dacă îi vei da vreunei persoane această libertate, totdeauna va face imaginea ta cu privire la viață mai mică decât este. But God. Dar Dumnezeu. He don't have any limit for you. Dar Dumnezeu, how much you can grow, în ce te privește, nu are nicio limitare. How much you can experience with him. Cât de mult poți să crești în el, cât de mult poți să-l experimentezi. How much victory can have in your life. How much? Victory. Life of victory. Câtă victorie poți să ai în viața ta. Totul este nelimitat la Dumnezeu. And that's why he really wants us just trusting him and resting in his. Iată de ce El vrea să avem încredere în El și să dezvoltăm și odihnă în El. Very often when we start, we are choosing to live according some good idea or some example. We saw somebody living in a certain way and how he succeed. Deseori ne formăm așa câte un ideal și ne luăm câte un exemplu și credem că succesul nostru trebuie să fie după tiparul pe care noi îl vizualizăm. And in the moment you start to look around people and just take the example of the other or the system we live, even the system we live, the society push us to live in certain way. They said you have to do that or live in this in that way to be successful. Și în momentul în care noi ne luăm așa câte un exemplu uman sau ne lăsăm împinse de societatea în care trăim și care tot timpul transmite mesaje de genul tu trebuie să trăiești în felul acesta, trebuie să faci lucrurile în felul acesta. And that exactly the moment, if you take that decision, that's the moment you start to live on your own power, own possibility. Atunci începi să trăiești pe baza propriilor tale eforturi, pe baza posibilităților pe care tu le vezi cu ochii firești. If that is your choice, believe me, you will never can be enough satisfied and happy. Dacă aceasta este alegerea ta, nu vei gusta împlinirea adevărată. But if you take the other part and take decision to live according his word, his plan for your life, then the things get changed. Dar dacă răsucești moneda și începi să trăiești conform voii lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu, experimentezi schimbarea și împlinirea. In the moment you
take this decision, Lord, I want to follow you. I want to follow you and do your work, do your will on this earth. And from that moment, you give him everything and he's working for you. Și în momentul în care iei decizia, Doamne, eu vreau să trăiesc pe baza cuvântului Tău, vreau să trăiesc conform voii Tale, atunci Tu îi dai practic lui cale liberă. That's the way to show God that we love him, we trust him. Acesta este modul practic în care îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim și avem încredere în el. We were talking before that about casting every worry. Am discutat mai devreme despre versetul acesta care spunea aruncați fiecare îngrijorare asupra lui Dumnezeu. And very often we say, okay, I cast it to the Lord, I gave it to him, but still the things are not okay. Și de multe ori avem această replică, bine, am aruncat îngrijorarea mea asupra Domnului, dar situația tot nu s-a rezolvat. And do you know how you can check yourself? Dar știi cum poți să te verifici? Did you cast it or you hold it? Dacă chiar ai aruncat o anumită îngrijorare asupra Domnului sau încă o ții pentru tine? You can go in your room and pray and say everything to the Lord and say, Lord, take it, it's yours, I cannot anymore. And then you go out from the room. Poți să intri în odăița ta de rugăciune și să-i spui Domnului, Doamne, îți dau ție această îngrijorare, îți dau ție toată truda mea și apoi să ieși din această odăiță de rugăciune. And you go to the bed and start to have a nightmare. Și apoi să te întorci la vechile coșmaruri. You can sleep turning from part. Și să te întorci la nopțile agitate în care te întorci de pe o parte pe alta. Do you know what's that, the meaning of that? Știi ce înseamnă toate astea? You have just taken all your baggage with worries, give it to the Lord. Înseamnă că ai intrat în odăița ta de rugăciune, ai luat tot bagajul tău de îngrijorări, you le-ai say dat Domnului. To him, I give it to you, Lord, thank you. Și i-ai spus Domnului, Doamne, eu ți le dau pe toate, mulțumesc că le-ai luat. And then you said, amen, you just take this back again and go back. Și după ce i-ai spus lui mulțumesc, îți iei toate bagajele și ieși din odăiță. That's not trusting, your sister. Asta nu este încredere. Trusting is rest. Încrederea în Dumnezeu reprezintă odihnă. When God was talking to Abraham about the promised land and he was just giving his vision to him, to Abraham. Când Dumnezeu i-a dat viziunea asupra țării promise lui Avram. He was talking when God wants to bring him and the land with milk and honey and so on and so. Have you noticed ever, God never thought Abraham, where is this land? Când Dumnezeu i-a făcut această chemare de a-și părăsi casa și familia și a pleca în țara promisă, lui Avram, Dumnezeu, te-ai gândit vreodată, nu i-a spus niciodată exact geografic unde se află țara promisă. Do you know why? Știi de ce? Because God was really willing Abraham fully trust him. Pentru că Dumnezeu dorea ca Avram să îi acorde toată încrederea lui. Listen carefully. Very often we are mixed the good circumstances with God's will. De foarte multe ori noi amestecăm ideea de circumstanțe favorabile cu conceptul voii lui Dumnezeu. Not always when we are in good circumstances we can say we are in God's will. Nu totdeauna când în jurul nostru sunt circumstanțe bune, acestea reprezintă neapărat voia lui Dumnezeu. To be in God's will, you have to hear first from God. Ca să fii în voia lui Dumnezeu, înseamnă mai întâi să auzi un cuvânt al lui Dumnezeu. Step 1, step 2. Și să faci primul pas, să faci pe al doilea. To have the fellowship with God, he talked to you. You live and practice what you și have să dezvolți părtășia cu Dumnezeu. Asta înseamnă voia lui Dumnezeu. Să mergi cu El, să vorbești cu El. Luke 10:38-42. Luke 10. It's Luca the story 10. About Martha and Maria. Yeah. Luca 10. Bring you there. Versetul 42. Martha and Maria. Este episodul Martei și al Mariei. But
that Maria was sitting and listening Jesus. Aduceți aminte că atunci când Iisus se afla în Betania, Maria stătea și asculta învățăturile lui. And what was doing Martha? Dar Marta ce făcea? She was worried. Și ea se îngrijora. Ea se îngrijora tot timpul. She was preparing the best food she can do. Da, pregătea masa cea mai bună, făcea curățenie. Do you see the difference? Vedeți diferența dintre cele două? Do you know that exactly in this moment for Jesus, which was much more value the ear and the heart of Maria, Mary. În acele momente însă, ceea ce Iisus aștepta nu era truda, ci era o ureche gata să asculte. Then ca cea Mariei. Then to hands and the legs of Martha. El dorea mai mult urechea deschisă a Mariei decât mâinile și picioarele Martei. Definitely God had he needs our hands and our legs to go and share the gospel, our hands to help people, of course. Bineînțeles că Dumnezeu are nevoie de picioarele noastre care trebuie să ne ducă acolo unde trebuie să vestim Evanghelia, de mâinile noastre ca să-i ajute pe alții. But remember, before that, he need your ear and your heart. Dar înainte de a face tu ceva pentru Domnul, trebuie să știi că ai nevoie de o ureche care să-L asculte pe Dumnezeu. To be able to listen, because if you don't know how to listen and hear from God, you cannot be in the rest of Christ. Pentru că dacă nu ai o ureche gata să-L asculte pe Dumnezeu, tu nu poți să accesezi odihna lui Dumnezeu niciodată. Even you cannot give to the other if you have not received from God. Și nici altora nu le poți da dacă mai întâi nu ai primit de la Dumnezeu ceva. How to walk in his will, actually. Cum pășești în mod practic în voia lui Dumnezeu? You know, first of all we say, I don't want my will, Lord, I want your will. Mai întâi spui lui Dumnezeu, Doamne, eu nu vreau voia mea, ci vreau voia ta. Very often we have to be in the will of God, we have to rid of from people who are stumbling us. Deseori, în loc să ne preocupăm asupra voii lui Dumnezeu, ne concentrăm privirea asupra oamenilor care sunt ca niște pietre de poticnire în calea noastră. I'm saying rid of people, don't kill them, please. Nu vă repeziți asupra oamenilor când I vă spun mean, asta. To really, your time is very valuable, the life is so short. Timpul tău este foarte prețios. And you have to really know and decide where you will give your precious time. Și trebuie să decizi dinainte căror lucruri le vei acorda atenția ta. But we need to get rid of the opinion of the people. Trebuie să ne descotorosim de frica de oameni. Who are spiritually blind. Mai ales a oamenilor care sunt orbi din punct de vedere spiritual. Never, never, never allow spiritually blind people to tell you what to do in life. Niciodată să nu le permiți oamenilor care sunt orbi din punct de vedere spiritual să fie călăuze în viața ta. They can look very successful, but if they don't have God in their heart, you don't need their advice, you need God's advice. Pot să aibă foarte mult succes în viața lor, dar dacă nu îl au pe Dumnezeu în cadrul unei relații vii, nu se califică să îți ofere sfaturi de viață. That's why God has put you precious pastors, leaders here to help you in life. Iată de ce Dumnezeu a așezat oameni de preț în proximitatea ta ca să te călăuzească în viață. 1 Peter 2:9. 1 Petru 2:9. It's talking that telling us we are from another kingdom. Ne sugerează faptul că noi aparținem unei alte împărății. Royalty, prison. Noi avem un rang and regal. And that verse is saying that actually we are not supposed to follow these blind people, spiritually blind. We are supposed to bring them to the kingdom of God. Noi nu trebuie să urmăm oamenii care sunt orbi din punct de vedere spiritual, ci contactul nostru cu ei are scopul ca noi să-i aducem we în împărăția lui Dumnezeu. Influence to them. Noi trebuie să influențăm pe ei. Amen. Amen.
And the next thing, walking in the peace of God, in the will of God, is to take firm solution, decision, that you will never go back. O altă modalitate de a umbla în voia lui Dumnezeu este aceea de a lua decizii ferme, de a nu ne mai întoarce din locul din care am plecat. Because very often when we start to look in the back, we start to walk back. Pentru că atunci când obișnuim să ne uităm în trecutul nostru, noi nu mai mergem înainte, noi mergem înapoi. Do you know that even is not so good to think about all the time in the time before, even for good stuff, not just for bad stuff? Știi că nu este bine să zăbovești nici măcar asupra vremurilor bune pe care le-ai avut în trecut? Because that hold you, stop you to continue and reach the goal God has for you. Pentru că asemenea momente de meditație te opresc, îți opresc înaintarea, deplasarea spre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Stop to worry for the day that is coming tomorrow. Și nu te mai îngrijora cu privire la ce aduce ziua de mâine. So often we cannot sleep because we are afraid what will happen tomorrow, the day after. Deseori nu putem să dormim pentru că ne gândim oare ce se va întâmpla după ziua de mâine. And actually we are worried for something that even don't exist. Și ne îngrijorăm pentru ceva ce nici măcar nu există fizic. Tomorrow is tomorrow, today is today. Mâine e mâine. Today is your azi day. E azi. Astăzi este ziua pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Do you know that there is something once I understood that there is something one thing between similar between faith and fear. Știți că eu am găsit o similitudine între credință și frică. Both in beliefs things are not exist. Ambele se concentrează asupra lucrurilor care nu există. In life always you will have people and reasons to quit. În viață totdeauna te vei confrunta cu oameni și cu motive de a renunța. Always we will have people around us that will give us good enough reason to stop follow Jesus. Vom întâlni oameni în viață care ne vor oferi, se vor strădui să ne ofere motive întemeiate chiar să nu-L mai urmăm pe Iisus. To stop us fulfill our destiny. Care să ne oprească din împlinirea destinului pregătit de Dumnezeu pentru noi. In the beginning, you know, when you're coming in church, all people are around you, they like you, they help you. Când vii prima oară, când pășești prima oară într-o biserică, toți oamenii te înconjoară, te salută, te they felicită. They encourage you. Te încurajează. Ai făcut o treabă bună. But after a certain time, these people are not around us. Dar după o vreme te uiți în jur și oamenii ăștia nu mai sunt pe lângă tine. Nobody told us how good we are anymore. Nimeni nu ne mai spune cam cât de grozav suntem. And you start to think where are all people? Și încep să te întreb, da, unde au dispărut toți oamenii din jurul meu? That's the place the devil will start to speak in your mind, thoughts, give you thoughts, the wrong thoughts. Și acela este momentul în care cel rău începe să dezvolte gânduri negative, greșite în mintea ta. That's the moment he will come and tell you, do you see, nobody sees you, nobody see how difficult it's for you, the life. Și Satan vine și îți spune, vezi, nimeni nu te mai observă, nimeni nu-ți mai spune că viața este grea și că te înțelege. But doesn't matter what things people tell you or not tell you, you have to be determined to continue and just running in his way. Dar indiferent de ce îți spun oamenii sau nu îți spun oamenii, fii determinat să îți continui alergarea spre ceea ce Dumnezeu a pregătit. Do you know that the worst failure in our life is Știți care este cel mai mare eșec, cea mai mare greșeală din viețile noastre? When you lose your enthusiasm and strong desire. Atunci când îți pierzi entuziasmul și dorința arzătoare sau motivația de a merge the mai departe. Devil is waiting for that. Diavolul urmărește un asemenea țel. Do you know when we are unsatisfied, unhappy?
Când suntem nesatisfăcute, când suntem nefericite. When people are in this position and situation, do you know that they're not like that because they're missing things in their life? Știți că în asemenea situații oamenii se găsesc pentru că de fapt ceva lipsește în viața lor. I don't have that, I don't have whatsoever. If I have it, I will serve God more and so and so. But și, that's not the reason. Și oamenii încep să se gândească, dacă aș avea lucrurile acestea, nu m-aș mai simți așa nefericit, nu mi-ar mai fi așa de greu. Dar motivul nu e, motivul nefericirii nu constă în ceva ce ai sau nu ai. People are disappointed in life when they don't have purpose, goal. Oamenii sunt dezamăgiți în viață când nu au un scop clar. And very often people mix two things. Și de foarte multe ori oamenii fac așa wrong taken decision with destiny. Oamenii fac un amestec greșit între deciziile lor greșite și destinul lor. And very often we took the wrong decision in our life and then we say, "Oh, I will endure. That's maybe God, my destiny. That's my destiny God wants for my life." Oamenii fac greșeli în viață, după care suportă consecințele și încep să spună, probabil că Dumnezeu a vrut așa, Dumnezeu vrea să sufăr. But we are supposed like believer to rule our life, to lead our life proclaiming the word of God. Dar noi, în calitate de credincioși, ar trebui să ne guvernăm viețile conform cuvântului lui Dumnezeu și să ne proclamăm drumul în viață, să ne-l croim prin cuvintele noastre. Doing his word, what he's saying, just believe it and take it the right decision. Să credem cuvântul lui Dumnezeu, să luăm decizii bune pe baza lui. Don't take all these dreams that God has for you lightly. Nu trata cu superficialitate visele pe care Dumnezeu le-a pus în inima ta. Devil is the one who use these people who are neutral, do you understand? Yeah, yeah. Who don't want to take, they don't say what they think. Satan poate aduce în calea ta la un moment dat oameni care se declară neutri. Indecisive people. Oameni indeciși, oameni care nu spun niciodată cu adevărat ceea ce gândesc. Matthew 12:30 is telling us. Și Matei 12 cu versetul 30 spune asta. Those who is not with me, he is against me. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. The one who is not gathering with me, he's wasting. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Don't waste the resource God gave you in your life. Nu risipi resursele cu care te-a dotat Dumnezeu. Don't just take lightly all this precious plan God has for you and for your family. Nu lua cu ușurință planurile minunate ale lui Dumnezeu cu privire la tine și cu privire la familia ta. God has entrusted you something, take care of it. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat ceva, fii o bună administratoră și ai grijă Don't de ele. Don't wait the circumstances get perfect. Nu aștepta ca circumstanțele să devină desăvârșite. In Ecclesiastes 11:4 telling us. În Eclesiastul 11:4 ni se spune acest lucru. If you're waiting for the perfect situation or circumstances, you will never do nothing. Dacă aștepți să vină situații perfecte, nu vei mai face nimic. And I want to finish with that. Do you know the delayed destiny is delight for the devil? Știi că destinul întârziat este o plăcere diabolică pentru cel rău? Killing the time is not just killing, you're killing yourself if you're just sitting and doing nothing. Dacă tai frunze la câini sau nu faci nimic, lași timpul să treacă așa printre degete, and de fapt nu pierzi vremea, ci îți pierzi chiar minute din viață, îți pierzi parte din viață. And two things take the peace and the rest from our heart. Există două lucruri care fură pacea și odihna din inimile noastre. One is the work we have never finished. We start something and we don't finish for years.
Primul, lucrurile pe care le-am început și nu le-am dus la bun sfârșit. Și această practică de a începe și de a nu finaliza. You know, God has a plan for you, and for you, for your life, and you have never done nothing about it. Știi că Dumnezeu are un plan cu privire la tine și cu privire la viața ta și totuși nu faci nimic cu privire la asta. You start something and quit. Start and quit. Încep ceva și lași lucrul acela baltă. And the second thing that take our peace is the work we have never started. Și cel de-al doilea lucru care ne poate fura pacea și odihna este lucrul neînceput. Because we are afraid from people, we are afraid from ourselves to start something God has told us. Pentru că ne este frică de oameni, ne este frică chiar de noi înșine să începem ceva ce Dumnezeu ne-a spus. And we like newborn people, newborn again people, we are supposed to be captured from the word of God, not from our problems. Și noi în calitate de copii ai lui Dumnezeu, de popor al lui Dumnezeu, ar trebui să fim captivați de cuvântul lui Dumnezeu, nu captivați de problemele noastre. And the last verse 2 Timothy 3 chapter 13 to 17 verse is saying și 2 Timotei capitolul 3 versetele 13 to 17 versetele 13 la 17. When my word is coming in your mouth, it's like scent, breath from the Lord. Când cuvântul meu ajunge pe buzele tale, este ca suflarea mea. It's life for you. Este it's viață life pentru for tine. Your bones and health. Și este viață și sănătate pentru oasele tale. The word in you, the word you have put in you, in your heart, is in your mouth determinate how you go through the storm. Cuvântul pe care l-ai în inima ta și care ajunge pe buzele tale este determinant pentru modul în care vei trece prin furtuna cu care te confrunți. And I really want to encourage this night. Și vreau să te încurajez în această seară. Start to proclaim your life to be successful. Începe să proclam peste viața ta proclaim că începi your health. Să ai succes. Începe să-ți proclam sănătatea. And in the moment you start proclaiming every day, proclaim the things that God thinks about you. În momentul în care începi să proclami acest cuvânt în fiecare zi, that's really the moment. Acela este momentul. Come and switch on in the providing heavenly system of God. Deschizi pur și simplu cămara cu provizii a lui Dumnezeu. Comuți pe sistemul de purtare de grijă a lui Dumnezeu. Amen. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for this precious time. Tată, îți mulțumim pentru acest timp prețios. Thank you for the prețios. Privilege you give us to be together in your presence, Lord. Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi împreună în cuvântul and tău. And I'm praying right now in Jesus' name. Și mă rog acum în numele lui Isus. For every person on this place. Ca fiecare persoană aflată în acest loc. Bring Lord your peace in their heart. Să guste pacea pe care tu o aduci în help inima lor. Help them Holy Spirit to live in your rest. Ajută fiecare persoană să trăiască în odihna ta. Make them more than victorious, Lord. Fă-i victorioși, Doamne. Thank you that you're taking care for them spirit, soul and body. Îți mulțumim că tu ai grijă de ei la nivel spiritual, la nivel fizic și la thank nivel you, sufletesc. Holy Spirit, mulțumim, Duhule Sfânt, healing their pain, că tu vindești durerea lor. You know their lives, Lord, more than them. Tu le better cunoști than viețile them. Mai în detaliu decât le cunosc ei. I really thank you for your power and I activate right now in their life. Îți mulțumesc pentru puterea ta pe care o activez chiar acum în viețile lor. Your creative, supernatural, successful, victorious power in Jesus' name. Eu activez acum puterea creativă capabilă să creeze succes în viața lor chiar acum. Amen. Use them, Lord.
Folosește-i, Doamne. Thank you. Thank Îți you, mulțumim. Lord. Amen. 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 Mulțumim. Thank you.